Helmut Ducadam, fostul mare portar al echipei Steaua București și erou al echipei din 1986, s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. Tragedia a venit după o perioadă de suferință, în care Helmut Ducadam a fost internat în stare gravă la Spitalul Militar, după ce, în luna septembrie, suferise o intervenție chirurgicală pe cord. Familia acestuia a transmis un mesaj emoționant pe Facebook, în care au anunțat că zbuciumul lui Helmut Ducadam s-a oprit în această zi. A luptat cât a putut pentru toate prin câte i-a fost dat să treacă, dar din păcate zbuciumul lui s-a oprit azi, 2-a 12-a 2024. Toți cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați la Arena Națională. Sector VIP, marți 03 decembrie, începând cu orele 14:00. Alexandra și Julian Ducadam, Helmut Ducadam va rămâne pentru totdeauna în memoria fanilor fotbalului românesc ca un simbol al curajului, determinării și dedicării pentru echipa națională și pentru Steaua București, fiind o legendă a sportului. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.